Dragilor, pentru că m-ați nebunit cu întrebările despre acest implant de floră intestinală. Unii se gândeau că e vorba de vreun implant cosmetic, estetic, nu știu ce. Nu, nu te face să arăți mai bine din punctul acela de vedere, adică nu-ți umflă nimic nicăieri, dar este un implant, da, m-am întrebat. Este un implant care te ajută să fii mai sănătos. Ce mi-a făcut mie? Mi-a dat o stare foarte bună, energie, chef de viață și mă balonam. Aveam o problemă de balonare, mâncam ceva care nu-mi convenea, imediat făceam o burtică de cum, din asta mare așa. În fine, cert este că nu mă mai balonez și mă simt foarte bine. Am tenul foarte frumos, mi-a dat o stare, eu mă simt mai tânără. După tratament am și slăbit, dar asta o să fie altă discuție. Domnul doctor Radu, vreau să știu care sunt beneficiile studiate ale acestei. Eu v-am povestit sau le-am povestit prietenilor mei ce am pățit eu, cum am simțit eu, dar spuneți-mi care sunt beneficiile studiate ale acestui tratament. Da, mă bucur că deja începe să resimțiți beneficiile acestei proceduri deosebite. Uitați-vă ce se întâmplă practic, ne vindicăm din interior, da? De la origini. Toată lumea medicală și științifică, ultimii 3-4-5 ani, practic s-au reorientat către studiu microflorei intestinale sau microbiomului. Acești omuleți, acești muncitori, care se pare că sunt foarte importanți în sănătatea noastră și nu numai. Vorbim de flora noastră intestinală, o lume, să zicem, un microcosmos în interiorul nostru. Se pare că noi ducem toată viața în interiorul tubului nostru digestiv, cam un kilogram jumătate, 2 kg de bacterii benefice și nu numai benefice, care practic e foarte important ca în această lume și peste 100 de tipuri de bacterii să fie un echilibru, ca și în societatea noastră. Da. Din păcate, datorită factorului extern, radiație, alimentație, stresul, hidratarea incompletă, antibioticele, alimentația cu mult conservanți, chimicale, stresul nostru zi de zi și altele, bacteriile benefice, ca și oamenii mai sensibili, au o viață mai scurtă și practic își reduc numărul, pe când cele negative, care ne provoacă constipații, diaree, balonări, așa numitul sindrom de colon iritabil, care la ora actuală a ajuns o boală socială, cu caracter social, fiindcă da. Toți suntem foarte stresați și toți, sau mulți din noi, mâncăm un pic mai haotic și nu prea corect, să zicem, și atunci ei rezistă bacteriile negative. Ce face acest implant? Corectează, reglează populația de bacterii benefice comparativ cu cele patologice sau parțial patologice. Și în felul acesta, aceste bacterii benefice pe care le implantăm fără disconfort, fără durere, ați văzut pe o perioadă nu foarte doare, scurtă. Deci bravo, ați punctat extraordinar, pentru că multă lume întreabă, dom'le, n-am simțit, nu m-a durut, n-am avut o problemă, un disconfort. Trebuie să stai relaxat, într-adevăr, cred că și de aici pornește, că dacă venim așa crispați stresați, și speriați, eu asta pot să spun, iau spre mea, să relaxez pacientul, să explic, să comunicăm, prin comunicare se rezolvă aproape tot. Și în felul acesta, să nu confundăm mulți telespectatori, poate, sau cei care o să vizioneze, pot confunda procedura aceasta cu colonoscopiile. N-are nicio legătură, am făcut și una și alta. Așa este. N-are nicio, dar așa nicio este. Legătură. Așa este. Eu am făcut la viața mea, sunt chirurg digestiv, proctolog expert și practic mă ocup cu tratamentul bolilor digestive, mai ales în etajul inferior. Și sunt și endoscopii și am făcut peste 15.000 de colonoscopii. Vreau să zic cu totul altceva. Colonoscopie este puțin mai invazivă, e un tub mai gros de 1,5 cm. Și mai tare. Este mai rigid, rigid se insuflă aer. Aici avem o sondiță, un tub mai subțire decât un pix, care este foarte elastică, da? Acest tubuleț este foarte elastic. Sondă și se introduce, practic, urmând traiectul colonului. Deci, se injectează, să spunem, după un colon curățat, pregătit, din 10 în 10 cm, cam de la adâncime de 1,20 m, 100 de ml de o cultură, să zicem, un complex din 40 de tipuri de bacterii benefice. Este creația profesorului Haciatrean. E un rezultat a unei munci titanice de peste 20 de ani. Practic a studiat dumnealui
flora, să-i spunem, cea mai bună, cea mai sănătoasă, virgină a copilașilor de la un an până la 3 ani, este perioada când se formează flora noastră de bază și selectând bacteriile benefice le-am multiplicat în Institutul de Microbiologie, deci practic sunt bacterii care nu sunt transmise de la altcineva, cum să nu confundăm cu alt element, transplantul de materie fecale, metoda americană. Da. Deci, practic, sunt niște bacterii curate, bacterii crescute, benefice, sănătoase, menținute într-un mediu propice lor. Da? Noi, practic, le ținem la frigider, iar înainte de implantare le reactivăm în pupine la temperatura corpului. Injectând aceste bacterii, vorbim de o serie de 4-5 implanturi care se fac după primul la 10 zile, 3 luni, 6 luni și 12 luni, noi practic refacem, da, echilibrul florii intestinale. Ce înseamnă asta? Aceste peste 100 de tipuri de bacterii, de omulezi, de muncitori care spun, au o mare importanță în corpul nostru. Să începem în afara tubului digestiv. Cunoaștem sau ați citit mulți că imunitatea noastră e 70% în colon. De asta se observă că acei copilași care nu au tranzit intestinal, persoanele adulte care sunt constipați, au probleme cu imunitatea, cu infecțiile, cu bolile dermatologice, cu alergii, fiindcă imunitatea din colon pornește. Adică acele niște imunoglobuline care practic ne stimulează rezistența, da, la răceli. E foarte actuală tema aceasta în contextul prezent de COVID. Studiile efectuate în China recente, dar și în Europa, au demonstrat și în Statele Unite că în materii fecale s-au găsit virusul COVID mai frecvent decât în sânge. Da. Da? Și atunci este evident că practic contribuie și acest element la această infecție și mai mult decât atât la aceste persoane care au fost infectate și depistate cu COVID, lipseau câteva tulpini de bacterii benefice. Și atunci, care aveau un rol, s-a demonstrat de a preveni intrarea, multiplicarea virusului și colonizarea bacteriilor noastre, da? Da. Din colon. Pe lângă lucrul acesta, o mare importanță are în sinteza unor vitamine. Vitamina K, care participă la coagularea sângelui. Unele vitamine B reface mucoasa gastrointestinală. Multe persoane au afecțiuni ca și digestive, gastrită, colite, boala Crohn, rectocolit și așa mai departe, reface mucoasa. Da? Practic, o hrănește, o regenerează afecțiunile cavității bucale. Noi știm că în diferite porțiuni, acum mai mulți ani, în 2004, participând la conferința Societății Franceze de Coloproctologie, o să prezint câteva, o schemă, am fost uimit, era o schemă care arăta cum practic sunt repartizate bacteriile din cavitate bucală până la nivelul orificional și ele creșteau de la 10 a 3, 10 a 4, 10 a 9 și în colon 10 a 12. Deci uitați-vă ce varietate, ce multitudine. Și atunci mi-am dat seama de importanța lor. Pe lângă lucrurile acestea, practic scad permeabilitatea intestinului la toxine, la endotoxine, exotoxine. Da. Se spune că cei constipați practic sunt mai alergici. Da, sunt mai stresați, nervoși. Mai nervoși, asupra sistemului nervos. Deci există o anumită tulpină de bacterii care comunică cu cortexul nostru. Și atunci, într-adevăr, în practica mea am văzut foarte frecvent că cei care sunt mai depresivi, mai anxioși, se constipă. Și invers, există persoanele care au probleme cu scaunul, sunt mai stresați, mai anxioși. Reglează tranzitul. Altă tulpină a acestor bacterii activează musculatura intestinală și ne refac tranzitul. Și vedeți, asta este excelent în terapiile noastre, că se completează. Da. Sauna cu apă ionizată, acest post-terapeutic, colonoterapia, tubajul, ceaiurile, sauna, care mie sauna. Mi se pare extraordinară. Am făcut sauna de 1.000.000 de ori. Nu, dar să le spunem, nu e o sauna obișnuită. Asta e. Da? E o sauna specială unde nu trebuie să vă fie frică. Capul este în afara unui poloboc din lemn natural, deci nu e senzația aceea de sufocare, de căldură, de pot să o fac deloc. Și oameni care nu sunt... Și da. Ca o sauna umedă, da. Dar de fapt îți lasă o piele. Deci dorești să faci sauna numai pentru piele, deci e moale, este fină. Toxinele se elimină și prin piele, prin materie fecale, prin urină, dar în afară de a elimina toxinele intens, tot cu ajutorul apei ionizate, este și o reflexoterapie. E ca și cum să facem acupunctură pe tot corpul. Da. Da? Și atunci se trezesc zonele, noi știm că pe anumite porțiuni ale corpului, tălp, față și mai departe, avem terminațiuni ale tuturor organelor interne. Da. Și atunci această sauna le masează, le activează și
Să nu pe nedrept așa supără și o metodă foarte importantă, masajul visceral. Asta voiam incredibil. Deci acum asta urma să spun eu, că după sauna care îți dă o senzație extraordinară, urmează Adi cu masajul visceral, care e fabulos. De ce? Simți efectiv cum de la un tratament la altul nu mai e așa tensiuni exact, în exact. Zonele, în zona viscerală. E incredibil. Deci e o chestie pe care tu o simți, de care tu îți dai seama. Plus că ați fost receptivă. E foarte important, vreau să zic, ca oamenii când vin la noi să înțeleagă că numai crezând, fiind deschiși și fiind receptivi, se lasă la această terapie și organismul răspunde. Dar asta vine în timp. Acum despre masaj vreau să spun că este pe o metodă originală unui profesor rus, Ogulov, care practic prin terapie manuală tratează multe, multe afecțiuni. A descoperit că practic măsând organele interne, uitați-vă, modul nostru de viață este foarte sedentar. Stăm la volan, stăm la birou, stăm la televizor, stăm și atunci cavitatea abdominală se află sub o presiune. Da? În acest mod nu prea circulă sângele, iar organele care nu sunt irigate, ce fac? Își opresc din funcția lor. Noi dacă nu mâncăm, ne oprim din activitate, da? Da. Mult timp. Așa și organele. Ce face masajul visceral? Își propune să reactiveze microcirculația și circulația la fiecare organ în parte. Masorul nostru sau specialistul în masaj visceral este pregătit, Adrian, așa foarte bine și simte lucrurile astea, fiindcă noi tot colaboratorii noștri i-am selectat. Da, simte, cunoaște de ani de zile și a fost instruit de profesorul Haciatrean cum este o anumită ordine de unde începe, de la ficat, stomac, pancreas, relaxează căile biliare, fiindcă noi de la un stres care zilnic ne contractăm, ne spasmăm sfincterele, pe unde se scurg lichidele noastre digestive, bila, sucul pancreatic și ce se întâmplă? Încercăm cu o pastiluță, două, să ne relaxăm, să tratăm. În schimb, aici, fără medicamente, are loc acea relaxare, acea refacere a bunei circulații a tubului digestiv, așa, a fluidilor din tubul digestiv, plus circulația sanguină, care ce rol are? Să vină să ne aducă oxigen și substanțe hrănitoare și să ia toxinele și bioxidul de carbon. Da. Și uitați, așa se activează ficatul, splina, pancreasul, duodenul, intestinul subțire, gros, la femei inclusiv ovarele și uterul. Uitați, un simplu exemplu, pilorul, parte din stomacul nostru, stomacul e un organ muscular. Și noi când suntem stresați, o parte foarte musculoasă, așa, pilorul se contractă. În spatele lui trec la bărbați ovarele testiculare, la femei ovariene, niște vase de un milimetru jumătate. Prin această presare se oprește irigarea zonelor respective. Da. Și atunci încep să apară la femei chisturi de ovar, fibroame, derecleri de ciclu, până la, am observat, cupluri sterile. Da. Și atunci, printr-un masaj visceral, se poate reactiva. Mai mult decât atât, practic, acest masaj visceral, ce se întâmplă? Ne ajută să ne relaxăm, ne ajută să avem o digestie bună. Deci, iarăși, completează ce face și implantul. Da. Deci aceste terapii sunt foarte bine gândite în România și în partea asta a Europei. Nu există un sistem așa de bine pus la punct ca și de către profesorul Haciatrean prin aceste peste 7-8 metode de tratament îmbinate. Asta este. Da? Este foarte... E ca la slăbit. Dietă cu sport, cu somn, mișcare, odihnă, toate... psihoterapie, exact. Relaxare, deci meditație. Sunt toate împreună. Asta se întâmplă și aici și eu am simțit-o pe pielea mea. Vă mulțumesc din suflet, domnul doctor. A fost o experiență extraordinară și am și să curaj. Revin pentru 10 zile. Pentru... Nu, curaj, dragilor. Și nu conștientizare. Conștientizare, da, dar credeți-mă, curajul nu doare, nu este nimic neplăcut. Curaj în fața necunoscutului. Asta da. Fiindcă mulți, când văd ceva nou, avem o mică așa, un reflex să ne oprim, să ne gândim. Studiați-ne, ascultați-ne, veniți, suntem deschiși, vă prezentăm clinica, dar dați-i naturii ce e a naturii, sănătatea. Mai scump de Vai, sănătate nu este nimic. Spus. Da?